doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale acestei ediții. Un bărbat care a dispărut din spital găsit la 10 de kilometri distanță. Un consilier județean și-a pierdut mandatul. Ștrandurile în vizorul comisarilor de la protecția consumatorilor. Teatrul Giurgiuvean intră în reabilitare. Astra Steaua, un meci cu mii de suporteri în tribune. Un bărbat de 57 de ani a plecat din secția de primiri urgențe a Spitalului Județean Giurgiu după ce i s-a sugerat să rămână internat. Omul era de negăsit, motiv pentru care fiul acestuia a cerut sprijinul poliției. Pe 9 august, un bărbat de 57 de ani din satul Tângaru, comuna Stoienești, județul Giurgiu, a fost transportat cu ambulanță la Spitalul Județean Giurgiu pentru că acuza dureri la membrul inferior stâng. Bărbatul a fost preluat de cadrele medicale de la secția de primiri urgențe, unde s-au efectuat investigații medicale, în urma cărora s-a decis că pacientul trebuie să rămână internat. Numai că bărbatul nu a mai fost de găsit, acesta părăsind voluntar incinta spitalului. Fiul pacientului, îngrijorat că tatăl său este de negăsit, a apelat la ajutorul poliției giurgiuvene, unde a lăsat și o fotografie a tatălui și a descris semnalmentele acestuia. Astfel, bărbatul din imagine are o înălțime de 1,65-1,70 metri, cântărește circa 80-90 kg, are păr grizonat, culoarea pielii măslinie, ochi căprui și constituție robustă. La momentul plecării din Spitalul Județean era îmbrăcat cu un tricou de culoare portocaliu, pantalon lung din stofă de culoare neagră și era încălțat cu galoși din plastic de culoare închisă. Cei care l-au văzut pe acest bărbat sunt rugați să contacteze biroul urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale la numărul de telefon 0246 207 161 sau Serviciul Unic de Urgență la 112. În legătură cu acest caz, polițiștii giurgiuveni au informat că bărbatul de 57 de ani care a plecat din Spitalul Județean Giurgiu fără să anunțe a fost găsit într-o clădire dezafectată ce aparține unei foste ferme din comuna Izvoarele, județul Giurgiu. Se pare că bărbatul s-a rătăcit ulterior și a fost nevoit să se adăpostească pe timpul nopții în ferma unde a fost localizat de polițiști. Bărbatul nu prezenta urme de violență pe perioada dispariției, nu a fost victima vreunei infracțiuni, acesta fiind predat reprezentant familiei. Noi continuăm știrile. Consiliul Județean Giurgiu are de astăzi un consilier mai puțin după ce Adrianei Buga i-a încetat mandatul ca urmare a unui ordin emis de prefectul județului. Membrii Consiliului Județean au fost informați despre acest ordin în ședința de azi. Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea, a anunțat astăzi pe consilier că prefectul județului a emis un ordin privind încetarea mandatului consilierului Adriana Buga. Aceasta a fost exclusă din PPDD, iar noua conducere a acestui partid a cerut încetarea mandatului de consilier județean. În conformitate cu acest ordin, doamnei Buga Adriana, încetează mandatul înainte de termen mandatul de consilier județean și se declară vacant locul acesta. Fac precizarea că am primit de la prefectură trei lucrări. Un ordin transmis direct președintelui Consiliului Județean, un ordin transmis secretarului județului și un ordin transmis Consiliului Județean. Mai mulți consilieri județeni au cerut amânarea aplicării ordinului, dar președintele Vasile Mustățea le-a explicat că acest lucru nu este permis de lege. Adriana Buga consideră că ordinul prefectului este ilegal și a anunțat că l-a atacat în instanță. Am fost exclusă din PPDD datorită unor ambiții politice. De obicei așa se întâmplă când se rămâi consecvent unei idei politice. Și am fost aleasă, într-adevăr, în 2012 pe listele Partidului Poporului, Dan Diaconescu, iar în momentul în care ordonanța 55 a fost valabilă pentru scurt timp, am ales să rămân în același partid. Datorită unor ambiții politice și unor oameni care vremelnic ocupă niște funcții numite, nu alese, am ajuns în această situație. Consider că ordinul doamnei prefect nu este legal, deoarece a fost emis fără a analiza temeinicia motivelor. Până când instanța se va pronunța, Adriana Buga nu mai face parte din Consiliul Județean. Dacă va avea câștig de cauză, ea va reveni în rândul consilierilor.
În plin sezon estival, inspectorii OPC Giurgiu au efectuat o serie de controle la ștrandurile și piscinele din județ. Au fost verificate atât condițiile oferite publicului, cât și chioșcurile care comercializează produse alimentare în incinta ștrandurilor. 4 din cei 6 operatori controlați s-au ales cu sancțiuni. Pentru că ne aflăm în perioada în care temperaturile sunt din ce în ce mai greu de suportat, majoritatea oamenilor aleg să se relaxeze la ștrandurile din oraș. De cele mai multe ori, sănătatea acestor persoane poate fi pusă în pericol din cauza celor care pun pe primul loc afacerea proprie. Pentru a-i depista pe cei care nu respectă prevederile legale privind protecția consumatorului în astfel de situații, inspectorii OPC au efectuat verificări la operatorii economici din domeniu. 4 din cei 6 operatori controlați s-au ales cu sancțiuni în urma controlului. Instituția noastră a efectuat un control tematic privind respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor în ștranduri și piscine care funcționează pe raza județului Giurgiu. În acest sens au fost verificați 6 operatori economici care dețin piscine și ștranduri și au fost constatate abate privind informarea necorespunzătoare a consumatorilor, respectiv la un operator economic nu erau afișate tarifele pentru prestațiile efectuate. Un operator economic nu avea afișat în mod vizibil și lizibil regulamentul de funcționare a ștrandului care cuprinde și avertismentele necesare consumatorilor, iar la un operator economic, unul dintre cele două bazine nu avea marcată adâncime. În cadrul controlului tematic desfășurat au fost întocmite 4 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-a dispus o măsură de oprire temporară a prestării serviciului la piscină până la remedierea deficiențelor, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, 3 avertizmente și 2 amenzi în valoare de 2.500 de lei. Ne-am săturat să tot facem obediență. Noi nu vă îndemnăm niciodată la revoltă, dar trebuie să știți în ce lume trăiți. Este vremea să vă apărați. Aceasta este realitatea hâdă în care trăim. Sunt cuvintele preasfinției sale dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului, rostite în cadrul unei slujbe de pomenire a părintelui Justin Pârvu. Episcopul este indignat de legea antilegionară și de construirea unei moschei musulmane în România. Luni 10 august, prezent la mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț, la pomenirea părinților Justin Pârvu și Constantin Galeriu, preasfinția sa dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului, a luat atitudine împotriva adoptării legii antilegionare, dar și a construcției unei moschei la București. În timpul predicii la sărbătoarea schimbării la fața Domnului, ierarhul a cerut românilor să aibă demnitate și să ia atitudine în fața legilor scoase peste noapte. Tot ceea ce a spus părintele Paisia Ghioritul se împlinește astăzi. Tot ceea ce a spus părintele Justin Pârvu se împlinește astăzi. Tot ceea ce au spus ceilalți părinți și duhovnici, părintele Proclu, părintele Teofil, părintele Arsenie Papacioc, părinți care au făcut ani și ani de închisoare pentru convingerile lor, ceea ce le-a dat putere lor, sfinților, închisorilor, cei care sunt persecutați astăzi de către autoritățile care sunt ignorante, căci noi dormim astăzi, noi, poporul născut din Evanghelie, noi dormim. Nu mai avem voie să ne pomenim intelectualii, că suntem pasibili de pedeapsă, conform legilor în vigoare și hotărârilor de guvern care se scot peste noapte. Episcopul Giurgiului a adus în discuție și construcția celebrei moschei la București, cerând românilor să aibă demnitate. Ne-am săturat să tot facem obediență. Noi nu vă îndemnăm niciodată la revoltă, dar trebuie să știți în ce lume trăiți. Este vremea să vă apărați. Aceasta este realitatea hâdă în care trăim. Nu vă îndemnăm la revoltă, vă îndemnăm să aveți demnitate. De ce mai mari acestei lumi se joacă cu această țară, aplicându-i concepții malthusianiste? Să aveți atitudine, să aveți demnitate. După promulgarea de către președintele Klaus Iohannis, așa zisa lege antilegionară a stârnit mai multe controverse decât în perioada de dezbatere publică anterioară adoptării ei de către Parlament. Actul normativ interzice organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și propaganda ideilor de acest tip, dar și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. Teatrul Tudor Vianu va avea o cu totul altă înfățișare după ce va fi derulat proiectul privind reabilitarea și modernizarea clădirii. Vor fi executate lucrări complexe atât în interior cât și la exterior și vor fi reabilitate toate instalațiile, proiectul vizând inclusiv realizarea unui sistem de climatizare. Cea mai importantă premieră din istoria Teatrului Giurgiuvean, așa a caracterizat directorul Mircea Mei Ionescu proiectul de reabilitare și modernizare a clădirii teatrului. Valoarea proiectului este de aproape 1 milion de euro, ceea ce înseamnă că Teatrul Tudor Vianu va avea o cu totul altă înfățișare. Cea mai importantă premieră din istoria Teatrului Giurgiu. O clădire modernă, 3 sări de ținută europeană de secolul 21.
Sigur, și repertoriul va trebui să țină cont de această nouă față a Teatrului Tudor Vian. Vreau să vă solicit și dumneavoastră, cum am făcut-o și cu toți cei care au venit, arhitecți tehnicieni, este vorba despre construcția, reabilitarea unor săli de spectacole. Nu este orice sală. Nota bine, ne ținându-se cont de acest element fundamental, Teatrul din Piatra Neamț s-a văzut, după 3 ani de lucrări, imposibil de a-și continua activitatea pentru că erau foarte multe cabluri pe scenă și printre scaunele de spectatori. Proiectul prevede lucrări complexe și complete de reabilitare și modernizare, între care înlocuirea tâmplăriei, modernizarea sălii mari, instalații de ventilare, centrală termică proprie alimentată cu gaze și multe altele. Zilele acestea urmează să fie efectuate procedurile pentru licitația de încredințare a lucrărilor și se intenționează ca acestea să fie demarate cât mai curând. În Giurgiu, pe malul Dunării, la 15 august, se desfășoară anual, conform tradiției, manifestări legate de Ziua Marinei. Dacă jocurile marinărești specifice se repetă la fiecare astfel de sărbătoare, este mai greu de acceptat ca restul activităților cuprinse în programul acestui an să fie similare cu cele din anii anteriori. Organizatorii nu au schimbat nicio virgulă în programul manifestărilor de Sfânta Maria, cât despre originalitate, nici nu mai vorbim. Ca în fiecare an de Sfântă Maria Mare, marinarii sărbătoresc patroana spirituală și în fiecare oraș port au loc manifestări specifice zilei marinei, așa cum și la Giurgiu tradiția o cere. Sâmbăta viitoare, începând de la ora 9, giurgiuvenii și nu numai ei sunt așteptați în port la manifestările organizate cu prilejul sărbătorii anuale. Cei aflați în premieră la acțiunile legate de sărbătorirea unei astfel de zile la Giurgiu vor fi probabil plăcut surprinși de prestația practicanților de arte marțiale, de prezența lui Neptun și de celelalte acțiuni cuprinse în programul zilei. Pentru participanții mai vechi, însă, la un astfel de eveniment, manifestările din acest an au o tentă de așa noutate, încât varianta preluării cu copy-paste a programelor din anii trecuți nu pare deloc exclusă. Că de ani de zile, aici pe malul Dunării, cu prilejul sărbătorii Zilei Marinei, se desfășoară tot felul de activități specifice acestei sărbători, nu este deloc rău. Numai că giurgiuvenii de ani de zile s-au obișnuit aproape cu același program. În urmă cu ceva ani, mai precis prin 2012, edilul șef al orașului ne amintim că ne promitea cu totul altceva și că în această zi de sărbătoare a marinarilor și nu numai, manifestările de aici, de la Dunăre, vor fi cu totul altfel decât înainte de mandatul său. Din respect pentru participanții la acțiunile legate de Ziua Marinei, îi sfătuim pe giurgiuveni să fie alături de cei care au fost direct angrenați în acțiunile de sâmbătă 15 august și informăm că pentru deplasarea în port pot folosi mijloacele de transport gratuit puse la dispoziție de municipalitate. Plecarea spre zona portoară se face din fața Teatrului Tudor Vianu, începând cu ora 8 și un sfert. Peste 21.000 de cetățeni de naționalitate străină muncesc în prezent în România, în creștere față de 2014, arată Inspecția Muncii. Sumele încasate lunar de unii dintre aceștia sunt chiar și de 63 de ori mai mari decât salariul mediu lunar din țara noastră, existând cazuri în care salariul unui străin depășește 35.000 de euro. Care sunt cele mai mari remunerații primite în România de către cetățeni străini? Urmăriți în materialul următor. La finalul lunii iunie, în evidențele Inspecției Muncii erau înregistrate 21.493 de contracte de muncă ale cetățenilor de naționalitate străină, în creștere de la 18.745 de contracte în aceeași perioadă a anului trecut. Principalele domenii în care activează cetățenii străini cu contracte de muncă în România sunt restaurante, 885 de contracte de muncă, comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei, 867, și transportul rutier de mărfuri 675. Principalele țări din care provin salariații cetățeni străini sunt Turcia, China, Italia, Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria, Germania, Franța, Grecia și Filipine. Între cele mai mari sume lunare încasate de o persoană de cetățenie străină se numără salariul unui director din domeniul alte activități de intermediari monetare, care se ridică la 163.051 de lei brut, adică 36.800
1.893 de euro, ceea ce înseamnă de 63 de ori mai mult decât un angajat cu salariu mediu. În România, salariul mediu brut a fost în luna iunie în valoare de 2.564 de lei, iar cel net de 1.857 de lei. Pe locul al doilea se clasează salariul unui consilier inginer petrolist din domeniul activități ale holdingurilor, cu o remunerație lunară brută de 161.839 de lei, adică 36.619 euro. Un inginer petrolist de naționalitate străină câștigă 152.859 de lei brut, adică 34.587 de euro pe lună, iar ocupantul unei funcții de director general în societatea comercială din comerț este remunerat cu 143.104 lei brut, adică 32.380 de euro. Spre comparație, cel mai mare salariu înregistrat în evidențele inspecției muncii aferent unui angajat de cetățenie română este pentru o poziție de secretară dactilografă cu activitate într-un sindicat al salariaților, iar suma încasată lunar este de 186.000 de lei brut, adică 41.540 de euro. Cinematografia spera de fiune tatăl avea să-l prindă în mrejele ei măcar pe cel de-al treilea fiu al său. Dorința juniorului de a deveni pilot de curse a fost dată uitării după ce Olivier de Fiune a îmbrățișat meseria de pilot de avion. Născut pe 11 august 1949, Fiune fiul a jucat totuși în 6 filme, între anii 1965 și 1973. Fiul mai mic al celebrului Louis de Funès, dintr-un al doilea mariaj, al treilea copil la număr, Oliver Pierre de Funès, se dorea pilot de curse în copilărie. Tatăl spera ca măcar el, Prâslea, născut în Paris la 11 august 1949, să-i calce pe urme și să se facă actor, căci Patrick, fratele lui Oliver, își așternuse drumul deja către cariera de medic și scriitor, iar în ceea ce îl privea pe Daniel, fratele vitreg al lui Oliver, acesta n-avea niciun gând de a se face actor. La insistențele tatălui, mezinul acceptă propunerea de a-i se alătura, în Fantoma se dezlănțuie și astfel Oliver Pierre apare în primul său film. Până în 1973, Funès Junior mai joacă în alte 5 producții: Marele Restaurant, Marile Vacanțe, Hibernatus, Omul Orchestră și Atârnat de un copac. După jocul în cele 6 filme alături de tatăl său, Oliver Pierre de Funès renunță la a mai fi actor și încearcă realizarea visului din copilărie. Ceea ce reușește însă fiul popularei vedete din Europa și vestul Asiei este să devină pilot de avion al unei cunoscute companii franceze. Ei, măcar își îndeplinise parțial visul, chiar dacă nu era pilot de curse. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează sport și apoi meteo. Nu ratați mai apoi emisiunile Punctul pe I și Între da și nu. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Șutul bun și gol! Astra 1-0, marchează japonezul Takayuki Seto. Conform surselor Dolce Sport, Seto Takayuki a plecat în Turcia pentru a efectua vizita medicală la formația Osmanlıspor. Dacă nu vor fi probleme la controlul medical, conducerea celor de la Osmanlıspor va plăti astrei clauza de reziliere pentru Seto în valoare de 300.000 de euro. Formația Osmanlıspor a promovat în acest sezon în prima ligă din Turcia și la același club evoluează și mijlocașul Gabriel Torje. Japonezul a jucat în 230 de partide pentru Astra Giurgiu și a marcat 25 de goluri. Seto are în palmares Cupa României și Super Cupa
Cupa României. Anul acesta, jucătorul Astrei a refuzat o ofertă fabuloasă pentru a continua să joace în campionatul României. Takayuki Seto a fost dorit de o formație din Qatar, care i-a propus un salariu total de 1 milion de euro, însă japonezul a preferat să rămână la Astra Giurgiu. Takayuki a refuzat o ofertă de 1 milion de euro și a rămas la Astra ca să ia 7-8 mii de euro pe lună. A refuzat oferta în urmă cu 6 luni, a avut apoi altă ofertă din Dubai, a avut oferte de la mari cluburi de acolo și a preferat să rămână aici. Pentru mine, un astfel de jucător înseamnă mult, a declarat Marius Șumudică. Antrenorul Astrei a mai spus despre Takayuki că de 7-8 ani de când este în România, nu a întârziat nici măcar un minut la masă, la sală sau la antrenamente. Takayuki, gol! Takayuki Seto prinde un trasor în colțul scurt care îl orbește pe Gliva, incapabil să pună mănușile pe această minge. În vârstă de 29 de ani, japonezul Seto evoluează la Astra din 2007 și spera să obțină cetățenia română pentru ca apoi să prinde un transfer într-un campionat important din Europa. Declarații incendiare înaintea partidei cu Steaua. Cele două combatante susțin fiecare în parte că vor 3 puncte în partida de mâine seară de la Giurgiu. Astra vs. FCSB se anunță o partidă de mare interes și suporterii giurgiuveni se înghesuie la casierile clubului pentru a-și cumpăra bilete. Iar casierile au fost solicitate încă de la ora deschiderii, iar astăzi la ora prânzului oficialii clubului au anunțat că erau ocupate aproximativ 4.000 de bilete. Sunt bilete? Da. Am putea să fie până acolo. Aproape 4.000 de bilete. Spăți instați la bilete pentru Steaua sau pentru Astra? Mai mult pentru Astra. Un pronostic pentru mâine seara? Un 2-0 pentru Astra. Cum vi se pare prețul biletelor? Accesibil. Asta pentru cine stați la bilete, la rând? La sunt cu el, pentru Astra. Și un pronostic de la dumneavoastră? Nu știu să spun. 1-0, nu știu. Dumneavoastră? Cu stelist sau Giurgiu? Astra, pentru Astra, normal. 3-0 pentru Astra. Biletele se găsesc online pe eventbook.ro și la casele de bilete din Giurgiu, din Piața Centrală și Cartier Tineretului, care au program între orele 10 și 18. Oficialii clubului mai anunță că biletele cumpărate online cu opțiunea ridică de la casele de bilete pot fi ridicate doar de la casele de bilete din Giurgiu, inclusiv în ziua meciului. Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a organizat sâmbătă o ședință administrației Asociației Județene cu membri afiliați, în cadrul căreia au fost stabilite o serie de măsuri importante pentru sezonul următor. Astfel s-a hotărât că Liga 4 să înceapă pe 5 septembrie 2015, urmând să aibă două serii a câte 14 echipe fiecare. Liga 5 va începe pe 6 septembrie 2015, urmând să aibă tot două serii, în acest moment numărul echipelor din fiecare serie fiind incert. Perioada de transfer se va încheia cu 48 de ore înainte de începerea turului. Echipele cu datorii din anii anteriori trebuie să achite sumele restante până cel târziu pe 28.08.2015. În caz contrar, nu vor fi programate la jocuri. Echipele participante la Junior C vor fi anunțate în termen util despre datele de desfășurare și organizarea seriilor. Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu mai anunță că dacă vor apărea modificări organizatorice, acestea vor fi anunțate în timp util. Miercuri vremea va fi în continuare caniculară după amiaza în majoritatea zonelor, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală urmând a depăși local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 38 de grade și la Giurgiu va fi vreme extrem de caldă, iar maximele termice vor ajunge la 36 de grade în municipiu, la izvoarele Comana și Hotarele și până la 35 de grade la Mihăile și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu 11 km pe oră dinspre nord-nord-est, presiunea atmosferică că va fi de 760 de mm coloană de mercur. Umiditatea 40%, apele Dunării vor fi în creștere cu 10 cm, cota probabilă minus 9 cm.